Ne bucurăm de ploi și ninsori și de temperaturi scăzute, dar nu fără a avea tabloul de ansamblu, pentru ca plantele să fie aprovizionate cu apa anul acesta, rezerva de apă din sol trebuie să fie și ea mai mare. Am spune cel puțin că pentru centrul și vestul țării stăm bine pentru recoltele 2023, dar datele analitice spun altceva. Elena Mateescu, director ANM, ne explică detalii importante pentru fermieri. Va fi caracterizată din punct de vedere termic de valori apropiate de normalul date din calendar. Vorbim de temperaturi maxime care la scara întregii țări se vor situa în general între -5 până la cel mult 4-5 grade Celsius, cu minime negative, în special în zonele de presionare din estul Transilvaniei, valorile cele mai coborâte de până la -10 grade Celsius, iar în restul țării de asemenea valori negative, cel mult -2 grade în zona litoralului. Așadar, o vreme, iată, autentică de iarnă, în sfârșit iarna a venit, a dus zăpada mult așteptată și în partea de sud, sud-est a țării, acolo unde era mare nevoie. În săptămâna care vine ne apropiem de normalul termic și din punctul de vedere al regimului de precipitații, mai sunt posibile precipitații cu o probabilitate mai mare, în special în jumătatea nordică a țării, în special în Dobrogea, în sudul Moldovei sau în Bărăgan. Încă vorbim de insuficiența apei în sol, chiar dacă ultimele zile au adus cantități și în această parte a țării între 25-30 de litri pe metru pătrat la nivel local. După un an 2022, al treilea an, cel mai cald din istoria măsurătorilor meteorologice în țara noastră, după o perioadă 2012-2022, cea mai caldă perioadă de 11 ani consecutivi în care abaterile termice au fost unele pozitive, iată că și debutul lunii ianuarie, practic, prima lună din anul 2023 nu face excepție, luând în considerare abaterea termică pozitivă înregistrată până la acest moment și care, cu o probabilitate foarte mare, având în vedere ultimele zile, în condițiile în care temperaturile se apropie de normalul termic și având în vedere abaterea deja acumulată din primele două decade, când mai degrabă am vorbit de primăvara din anotimpul de iarnă, cu valori de temperaturi pe este 15-20 de grade Celsius, vor face cu siguranță ca luna ianuarie din acest an să fie în top 5 cele mai călduroase luni din istorie și cred că trebuie să și menționăm faptul că în 19 ianuarie la turnul Măgurele am înregistrat noul record termic absolut al lunii ianuarie în țara noastră, valoarea de 22,5 grade Celsius, doborând astfel recordul anterior înregistrat în 7 ianuarie 2001 la Oravița de 22,2 grade Celsius. Ultima lună de iarnă cu siguranță va fi sub semnul acelorași alternanțe de zile mai călduroase urmate de intervale mai reci, pentru că și în februarie ne așteptăm să mai avem zile în care mercurul în termometre să depășească 10-15 grade Celsius, dar și intervale în care, cel puțin în zonele de presionare sau în zonele centrale nordice, mase de aer mai reci se caracterizeze o vreme ușor mai rece pentru perioada în care ne vom afla. În zonele mai joase de relief, cel mult valori de până la -6-7 grade, așa cum menționam, zona depresionară, valori sub -10 grade, de altfel această zonă este cunoscută ca fiind polul frigului în țara noastră și valori sub -10 în această perioadă anului reprezintă până la urmă tipare de vreme normală. Mai multe zile consecutive cu valori sub limitele critice de rezistență ale culturilor în această perioadă pot afecta viabilitatea culturilor în câmp sau viabilitatea mugurilor de rod la speciile pomiei viticole.